Da, ne-am reîntors. Uite, văd un titlu interesant aici. Cât cheltuie românii în vacanță comparativ cu alți europeni? Românii nu-și permit să dea prea mulți bani pe vacanță, spun niște băieți care n-au ce face decât să măsoare așa ceva. Și zice, cei din Luxemburg sunt în top. Bă, dar nici nu știu de ce sunt ăștia în top, pentru că ăștia au cel mai mic salariu minim pe economie din Europa. Adică undeva pe la 1800, mi se pare, știi? Adică nu știu de ce ar trebui să fie ăștia în top, știi? Da, mă rog, ci că consumă cel mai mult. După aia vin austriecii cu vreo 600, ăștia cu 700 și vreo 600, maltezii, ia uite aici, bă, frate, după aia belgienii, băi, frate, la pol opus mult sub media europeană sunt ungurii, care încă își permis să dea 130 de euro pe un sejur. Cehii mai dau și ăștia 125. La coada clasamentului, letonii și decât subsemnații. Noi, adică nu noi ca noi românii, ca așa, ca și populație. Noi cheltuim ceva în jur de 100 de euro pentru vacanță, așa ce se spune aici. Motivele sunt evidente, spun consultanții, cu cât veniturile oamenilor sunt mai mici, cu atât cheltuie mai puțin pentru vacanțe. 1500 de mașini scumpe, majoritatea second hand, înmatriculate în România în primele 7 luni ale anului 2017. Știi, sărac, sărac, dar cu coada sus, știi? Totuși, mai închim câte o mașină, ia să vedem de care, că tare-s curios. Da, uite aici, Cadillac-uri văd aici, ca să zic așa, uite aici, Ferrari, Chrysler, Lamborghini, Buick-uri, Pontiac-uri, bă, dar astea-s mașini, uite aici, bă, 15 Ferrari, bă, 5 noi. Lamborghini, 4 bucăți, adică e un pic, bă, e un pic. Și vorbim de Românistan totuși, știi? Nu-i chiar... Da, apropo de... Am văzut un titlu foarte, foarte fain. Ăla chiar mi-a plăcut. Suedezii au o problemă. Aoleu. Au o problemă foarte mare. Nu mai fac saburi și nu mai fac arme. Foarte nou și mai au o problemă. Care? Închid pușcării. Au o problemă de șomajul, pentru că băieții ăia care erau acolo paznici și așa mai departe, închid pușcării pentru că nu au infractori. Auzi, da... Apropo de infractori... Cum vine asta cu la infractori? Nu știu, da, se-ți povestește îndată despre ce vorba. Eu știu că Suedia nu e în Uniunea Europeană. Nu putem face un schimb intracomunitar de marfă de asta, de mare calitate. Adică să le dăm noi de lucru? Închiriem în Suedia niște pușcării. Aha. Și să vezi tu bucurii, să vezi tu cum eliberăm emulație. Pușcării. Să vezi tu emulație, să vezi cum se pleacă. A? Vrei să mergi în Suedia? Condiții, frățioare, acolo. Frățică, în închisoare, condiții. Zici că ți-e vrei ți-e garsonier în Suedia? Da. Dai o palmă la un flăcău în România, te dai vinovat, recunoști vina, te sui în primul tren, deportat în Suedia. Principiu, te rog deportat... frumos, iartă-mă, dar trebuie să-ți dau o palmă când merg în Suedia. Plec în Suedia că am... Bă, și te rog să fii supărat, să faci reclamații, să te dai jos, să mă te la frate, alea, da? Mă duc la frate meu că e, bă, e o celulă acolo, n-ai văzut, te plăși, toți mâncării, ca alea, n-ai văzut așa frigider, ceva. Frigider, da, tot ce televizor, televizor plat, bă, plat nou de alea. Păi nu dăm la flăcăi orice. Da. Internet, alea, oameni. Fructe, chestii, așa mai, mai ieși afară, mai te plimbi. Un pic recoare, un pic recoare. Asta e viața, dar să face cald un pic, adică mai pun e foc, un picuț, nu, e bine. E bine, e în bine. În comparație cu ce? Cu nu noi. Putem, nu că ai văzut primul? Ai văzut că toată lumea povestește. Ei n-au infractori. Păi ca să se răzbune, țiganii din Șcheia au vandalizat mașinile de poliție aflate chiar în curtea postului de poliție din Șcheia. Adică, pe principiu, Pădărică, cine v-ați luat de noi? Da. Păi, să mori, mamă, dacă mai cauciucuri. Problema e alta, distractivă și mai mult decât distractivă, din punctul meu de vedere. Cineva, nu știu dacă țigan, pentru că se bănuiește, băieții, cineva le-a intrat polițiștilor în curte, le-a intrat în casă, le-a spart puțin cauciucurile, da? Da. Și a plecat. Și nu se întâmplă nimic. Da. Și uite așa. Recte. Deci, e un cuvânt urât pe care am să spun, dar au făcut pipi pe... Ordine, disciplină, disciplină, seriozitate, lege și ordine, nu? Deci, acești băieți care și-au permisul că s-au făcut puțin pipi pe treaba asta. Da. Deci, de fapt, asta e toată problema. Au micționat, știi, ca să zic așa, să nu creadă CNA-ul că sunt răutăcios și n-am găsit, apropo de CNA, că când vorbești de CNA, te gândești la Cătălin Echifo și investește. N-am găsit postarea aia, dar cu siguranță mă voi documenta, pentru că nu pot să nu fiu alături de domnia sa în momentele când explică propriului guvern cam cum stă treaba. Nu, stă bine treaba.
Stă foarte bine treaba. Apropo, după povestea aia, dacă ai fost odată, că discutam subiectul Cătălinei Chifoș a ieșirilor domniei sale în presă cu niște băieți, niște politicieni, săptămâna aceasta, și zicea, bă, dar ai fost odată, ai fost acolo, gata, nu mai. De acum ești simplu chibiț. Pentru ce te arunci ca să... Că atunci când ai fost, trebuie atunci când ai fost. Să te arunci atunci, da. Cam gata. Nu, dar aveai mijloacele atunci. E posibil să ai dreptate acum. E posibil să fie adevărul pur sânge. Să fie... Dar tu ai avut o perioadă în care puteai să demonstrezi ceva și să faci ceva ca să ai dreptul acum să vorbești. Pentru că deocamdată așa e la noi, în țărișoara asta. Că nu neapărat, mor cu dreptatea în mână. Nu zic că nu are dreptate, domnul Cătălin Chifoș. Dar vorbesc de un principiu. Dom'le, dacă atunci n-ai demonstrat că n-ai putut, dar cu de ce țipi? De ce vorbești? Ca să ce? Că oricum nu faci. Că ai avut posibilitatea să faci și n-ai făcut. Dar acum, de ce? Te arunci? E foarte palpitantă povestea asta din perspectiva fight-ului din cadrul PSD Suceava și a schisme care stă să se întâmple. E local combat. Local combat, da. Internal local combat, da. Știi? Dar rest, pe bune, să te poziționezi într-un rebel în partid, dar un rebel care, fără armată, știi, fără prea mulți adepți, e un pic interesant. Sunt foarte curios unde se va ajunge până la urmă. Și dacă e o gândire pe termen lung sau doar e un puseu acum legat de niște orgolii și niște fricțiuni personale. Și niște frământări personale pe de-o parte, dar nu neapărat, poate nu neapărat personale, pentru că l-am văzut pe Ponta, că a anunțat cu tam-tam, pac, nu a anunțat neapărat de pro, cum se chema aia, dar a anunțat că în perioada următoare se va întâmpla ceva și că va apărea... Zicea și el, bă, nu știu dacă o să fie neapărat o chestie extraordinară, o să vină lumea către noi, nu o să vină, dar ne propunem o chestie de genul ăsta și să mergem înainte. E clar că, pentru că... își doresc spargerea stângii, pentru că e monopol pe stânga. Pe stânga este monopol pentru PSD. A fost întotdeauna. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să te duci la PSD. Adică și la PSD dacă te duci, știi cum te duci? Cu recomandare, cu votul organizației, e complicat acolo să intri. E foarte complicat să intri și e foarte complicat să schimbi ceva, motiv pentru care, e clar, trebuie o altă formulă. E așa că în zona asta a Borului, știi, e ascultare acolo, știi, ascultare. Că dacă nu, de asta povestea cu un Cătălin Chifoș răzvrătit un picuț și povestește și spune și nimic nu-i se întâmplă, te lasă așa cu un pic de semne de întrebare. Bă, dar cum de nu se întâmplă nimic, știi? O să spunem, bă, nu avem nevoie acum de fricțiuni, avem nevoie de liniște, o să avem alegeri interne, o să guvernăm. O să facem, noi avem de guvernat, noi avem de făcut, cu toate că eu, sincer, am văzut un material venit de la Organizația Municipală a PSD-ului și în încercarea de a nu da nume, am zis că e așa o poveste, știi, noi ne ocupăm și noi facem și noi guvernăm și noi mergem în continuare că avem de guvernat România, nu știu cum și pe unde guverna România, dar să sperăm, eu mi-aș dori să văd ce rezultate, mi-aș dori că cele 900 și ceva de milioane de lei, nu peste euro, 900, nu? Aproape miliardul de lei. Aproape miliardul de lei, mi-aș dori să vină și să cadă peste autoritățile. Pogoare. Să se coboare, da. Pogoare. Peste autoritățile din, peste UAT-urile astea din Suceava, câte sunt ele și să vină banii și să întâmple o mare extraordinară emulație. Tu vrei să-i vină banii, domnule Flutter? Mi-aș dori. Da. Tu vrei să-i vină? Nu, domnule. Județul lui Suceava. Eu mi-aș dori să vină pentru județul Suceava. Dorel, tu vrei să vină, domnule, mi-aș dori, 20, spre exemplu, 250 de milioane de lei. Mi-aș dori să văd o alternativă la ceea ce spuneai tu, drumul ăsta DN17, singurul nostru drum care ne leagă decât cu Europa, ar putea să fie și alternativa aia folosibilă cândva pe la Ciocăniș, Cârlibaba, Borșa, numai că-i vai de mama ta dacă vrei să intri acolo, doar dacă nu ții la mașină, doar dacă vrei neapărat ca să arăți cine-i șeful, mergi pe acolo, că altfel n-ai ce căta pe drumul ăla. Cine-i stăpânul, cine-i jupânul, nu? Cine-i jupânul, cine plătește reparațiile, știi? Doar așa, că altfel n-ai ce să cauți acolo. Și poate alternative de genul ăsta, numai că eu presimt, știi? Ai un presimț. Că eu n-am să văd niciodată o alternativă de gen autostradă care să treacă și pe lângă, bă, pe lângă noi. Știi că odată discutam, mi-ai de povestea, venise cineva și ne spunea, discutam de parcă ar fi fost autostrada deja acolo, știi? Era ceva de genul, și eu vorbesc de mine, știi? Ceva de genul, bă, zice, autostrada Iași, Târgu Mureș, care ne-a legat după aia cu PACO, autostrada Transilvania și așa mai departe, o să treacă, bă, dar nu o să treacă chiar pe lângă, adică o să treacă pe undeva pe lângă Târgu Neamț. Băi, du-te, băi. Băi, și nu trece chiar băi, la Târgu Neamț, la Târgu ăla, bă, la, bine, pe la Târgu Mișto, pe la Târgu Neamț, adică, știi?
bă, lasă-o să treacă și pe la Târgu Neamț. Da, fă-o, frate. Bă, cred că aș fi mulțumit dacă trece și pe lângă Piatra Neamț. Că m-aș, cumva, cu sutaie de kilometri sau cât e până la Piatra, știi? Măcar cât de cât, sau cu 50, 40, 50, că sunt până la Târgu Neamț, știi? Dar s-o văd făcută. Numai că, din păcate, nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple. Și dacă mergi în afară și vezi cum lucrează tot ce-i după granița României, inclusiv Ungaria, evident, în zona asta a infrastructurii rutiere, te și întrebi. Bă, noi în ce țară trăim? Domnul Chira, în ce țară trăim noi? În țara pe care o merităm? Ți-am zis că am închis subiectul mai devreme. Vrei să-ți spun ce țară trăim? Schem tu de mai conducerea partidului ca să-ți inaugurezi un cabinet parlamentar în Unisagrața Harta în Cui? De guvernanță putem vorbi? Ba, zi de ei. Dar ce să spui de cineva că nu face nimic? Cum e că nu faci? Că tocmai ai spus că face. A dat, n-ai văzut ce a dat sălării. A dat pensii. Ai văzut care e șmecheria cea mai tare? Că acum m-am prins și eu ce se întâmplă. În afară că îți dă salarii și vedem noi de unde le plătim, dar ai de luat, important e că ai de luat, guvernul ăsta a mai înțeles o șmecherie. Bă, stai așa un pic, cum putem noi să-i păcălim pe băieți la modul frumos? Adică noi ne facem că nu ne înțelegem, nu știm, ei să facă, nu ne spun, știi ceva în genul ăsta. Hai să le dăm zile de vacanță. Punțile, anul punților de legătură, știi? E pe 15, așa, dăm și luni și dăm și vineri, știi? E miercuri, pică. Hai să dăm și joi și vine ca să întindem puțin și vor recupera în weekenduri, da? În sâmbătă, îți dai seama că îi vin buluc. A doua săptămână vin buluc, sâmbătă și rup malul acolo. Rup malul. Deci știi cum? O lună jumătate de libere în acest an. Calculate frumos, fără nici... Deci îți dai seama că e al 13-lea salariu liniștit, fără să faci nimic? Nu, e al 12-lea. Cum al 12-lea? Păi nu e nici pe al 12-lea, dacă ai o lună și ceva pierdută din N-ai înțeles. Am înțeles ce spun. Înțeles. Deci eu îți plătesc. Eu îți plătesc la zile liberele. Ca și cum l-ai lucrat. Că e foarte ai simplu. Nu ți-am dat bani, nu e așa. Stai un pic că nu ți-am dat bani. Ți-am dat bani și tu ai fost în vacanță. Și ție ți-am dat bani ca și cum ai fost la serviciu. Că se pontează acolo. Am fost sâmbătă. Ce ai făcut tu, mă, sâmbătă, mă? Nu, dar ce am fost? Nu, am pierdut sâmbătă. Da, mă, bine așa, hai, las-o așa, știi? Bă, ilehamite aia, știi, care începi să zici, bă, da, chiar atât de cretin? Da. Deci suntem țara cu cele mai multe libere, cele mai multe pomeni pe cap de locuitor. Nu contează, unde sunteți? Sunteți la stat? Da. Luați de aici libere. Sunteți la privat? Da. Luați ajutor social. De ce? Măi, îți lipsesc. Nu mai întreba, ia de aici, bă. Te deranjează 3-4 de lei acolo în cont? Ia-i, mă, de aici, să Dumnezeu, Dumnezeu vede, mă. Hai, ia-i de aici, du-te acasă. Dar de ce îmi dați mie banii ăștia? Dar ce să nu ți-i dăm? Da, ia-i, mă, maică. Cât să n-ai profesori? 43 de ani. Și nu vei să ieși la pensie? Așa și, maică, dar cu cât? 6.000 de lei. Curat. Da. 43 de ani. Da. Via. Hai, du-te. Câți mai sunteți din poliție care vreți să ieșiți la pensie cu 6.000 de lei? Eu, șeful, se poate? Dar cum, de-ai dat în lege? Câți ani aveți? 45. Și nu vreți să ieșiți la pensie? Pă, da! Hai! Câte zeci de mii? Hai! Toți! Golim poliția, golim tot! Și cu ce plătim? Păi, da, are importanță? Dar Grecia cu ce plătește? Dar băi, ți s-a uitat așa și e un pic peste gaș și zice, dar Grecia, păi ce, o să ne lase, crezi că Merkel? Na. Nu ne lasă doamna Merkel. Mai vindem ceva. Ce mai aveți de vânzare? Ah, bre, că munți mai sunt în țară. Mai avem, da, mai avem, asta e adevărat. Adică mai avem vreo 2000, mai avem un uraniu, mai avem o roșia aia, cum era Montana. Un pic de aur, un pic de alea. Deci mai avem, că ceva mai ne descurcăm. Și la mai. Final, când întreabă unul, stezește ca Dorel Guliciuc sau ca Mihai Chira, bă, dar nu vă e rușine? Bă, dar ce, vezi pe cineva să se plângă? Așa este. Corect. Nu se plânge corect. Nimeni. Corect. Vezi că cineva se plânge? Corect. Simți că cineva e supărat pe treaba asta? E corect. Aici, da, asta e adevărat. Nimeni. Pentru că, știi, e principiul ăla, copilul care nu plânge, mama... Și mai este un principiu, o mână spală pe alta și amândouă brază. De ce dai în fratele tău? Că fratele tău e la bugetar, știi? De ce dai în fratele tău? Tu nu-ți dai seama că își pierde locul de muncă, maică. N-aș tot lași capul în jos, mamă, dar e o greșeală, nu-i bine ce se întâmplă, ai să vezi. Maică, lasă, maică, hai, fii tu îngăduitor, Dumnezeu, hai, ascultare, știi? Să dăm ascultare, că sigur aia care-s de acolo sunt mai deștepți ca noi. Nu-s mai deștepți ca noi. No. Nu-s mai deștepți ca noi, crede-mă. Corect. Nu, ba din contră. Ba chiar aș spune că nu, decât că nu pot folosi, că după aia se sesizează băieții ăștia, că toți stau cu ochii pe noi ca pe butelie, știi? Și ne iau cu minutul, cu cât am zis, cu ce am zis, de la minutul ăla, până la secundă. Vă sesizăm următorul aspect. Una, două, sigur. Adică acolo... Asta e lucru bun, înseamnă că ai audiență, Dorel. Da. Și eu sunt convins că tu ai audiență. Dar revenind apropo la audiența ta care te urmărește în fiecare dimineață, bun, partea proastă știi care e că se mai dă și în reluare, că dacă nu s-ar da în reluare, n-ar avea, ar fi mai deranjant pe te să te trezească dimineața.
Uite-te ce se întâmplă, apropo, că ziceai de PSD. La nivel de județ, alegeri nu se fac, la nivel de municipiu, alegeri nu se fac. Interimat la județ, interimat la municipiu. Dar una peste alta, purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, distinsul parlamentar domnul Rădulescu, tace cu grație de când a preluat mandatul. Eu am crezut că s-a dus undeva. Vreau să-ți spun că l-am văzut săptămâna trecută. Deci am crezut, am zis, bă, a plecat undeva. Domnul Alexandru Rădulescu, ți-o spun cinstit, pe mine mă impresionează din perspectiva silențiului stampa pe care îl practică cu presa suceavean. Deci, un comunicat de presă de la PSD Suceava, când apare, e ca un eseu. E clar că domnia sa stă și îl compune și îl face pentru că îi plac lucrurile astea. Mă, dar te gândești, domnule, comunicarea cu media, comunicarea cu electoratul. Știi ce fac băieții ăștia când zic, nu, ei comunică direct cu electoratul. Atunci se desfințați, dragii mei, purtătorul de cuvânt de la partid, că nu mai are rost. Mai are rost. Nu mai are rost. Oricum, voi sunteți prea valoroși și prea importanți ca să mă stați de vorbă cu niște amărâți din mass media. Duceți-vă direct la oamenii, bă, la aia care vă votează, la băieții valoroși care... Deci închipuiți că, uite, știu cam ce se întâmplă în politica suceveană. Deci varza la PSD, pe partea cealaltă, varza de Bruxelles de la PNL, știi? Ala, eu ăla, știi? Ariz european, totuși. Spoia la aia. Băi, a venit... cine? Orban, așa și... S-a zis la domnul Mihalescu să inaugureze, așa și... Ce s-a întâmplat după aia? O plecat la București cu niște probleme. Și ce face cu ele? Le dă lui domn balanță, le duc în Parlament, că vorba nu-i președinte, nu-i nica. Aha, da. Bine, pa. Hai să mergem la PSD. La PSD. O să mergi la PSD. Nu ai la cine să mergi la PSD, știi? S-o cam terminat, băi, sunt vacanți. Au treburi, au alte aspecte. Uite, da, așa se guvernează? Da, și liniștit. Dar pe principiul pe care l-ai spus tu. E pe principiul liniștii. Dacă e liniște și noi și nu se țipă și așa mai departe, știi, pentru și cum e povestea? Ei când mai țipă câte unul din mass media sau cum se întâmplă de multe ori, de pe site-uri, de pe nu știu ce, se vezi cum se adună, că e discută, site-uri, nu știi, discută poveștile astea, dar știi și tu foarte bine, se discută în parte. Băi, ăla a început să fie cam obrăznicuț, băi, vezi că ziaristul ăla nu știu ce, vezi că ăla nu, ce se întâmplă acolo, e necaz acolo, e necaz... Asă, băi, nu e important. Și ajung la un moment dat, știi, când pățești, când nu e important, și deodată, hop, bum, pătaci, am stat cu fundul pe un sac de voturi. Unde-s? Păi da, sta cu fundul și din cauza greutății, pe la margini, au scormonit la colțuri și așa s-a dezumflat votul. Încă sacul este, voturile sunt numai că dispersate, așa trebuie să le aduni. E mai greu un pic să te apresi să le aduni, da, știi? Dar tu, cu stat cu fundul pe sacul de voturi, să știi... E ca și cu... E aceeași poveste pe care au pățit-o și Gheorghe Fudul în 2012 și Cătălin Nechifor în 2016. Exact aceeași poveste. Știi, statul cu fundul pe un sac de voturi și ignorat presă. Cu slăbitul, știi, ceva de genul, bă, zice, stau, bă, nu, bă, eu n-am o problemă, știi? Și mă trezesc, bă, dar... Nu-mi încap. Acu cinstit. Bă. Și Neaghiță, știi, el are aceeași problemă. Cu, eu și cu Neaghiță nu suntem grași. Noi nu suntem suficient de înalți pentru masa corporală. Clar, dar, dacă eu aș fi cu 5 cm mai înalt, nu, Neaghiță? Ar fi treaba și tu cu 5 cm mai înalt ai fi, bă, ar fi o chestie. O altă treabă. Închipuiți ce repartiții pe centimetru pătrat deci de înălțime. Deci nu înălție. E, ca să fie clar, nu problema, nu sunt kilogramele, ci centimetri. Acolo e... Păi să știi că da. Eu am înțeles foarte bine. Când se tăre, așa a fost. Să fiu până într-o 110 kg. Da, și dintr-o dată, adică pac, a fost chestia un picuț cu centimetri. Dați închipui cât eram de frumos și el, dacă eram la masa asta, cam cum eram de înălțuți? Da, era altceva. Înălțimea voastră atunci. Altceva. Adică pe bune vorbeam, nu? Altceva. Ce faceți, măreția, înălțimea și așa mai departe. Că, na, pe bună dreptate, adică cum v-a justificat. Da, deci spuneam că o să fie bine. Deci concluziunea mea e, o să fie bine. După ce o să fie bine. Păi uite aici, drag. Deci dacă prelungește pașapoartele, o să fie bine. 10 ani, ca să nu avem... Ca să nu mai fie aglomerație, pașapoarte, alea, da? De ce? Bă, de ce? Mi fac scandal. Când au pașapoarte. Dă-le, bă, pe 10 ani și cu asta basta. Nu o să mai vină, nu o să mai facă scandal, nu o să mai fie coadă, nu o să mai... Se duce diaspora și cu asta basta și uite de România și noi ne facem aici că guvernăm și ei ne facem că... Sau, mă rog, ei se fac că ne bagă în seamă. Deci... Tudose, o să vin acasă. De ce vin acasă? Pentru că e bine. O să vin acasă pentru că știe Tudose că vin acasă. În politică se vorbește de tot felul, adică ce se mai întâmplă în perioada următoare. Că se vor întâmpla, că se adună, că nu se adună, că vin, că combinații, că guvernează, că nu guvernează, că unii așteaptă să fie dați afară, alții așteaptă să intre. E o întreagă poveste de genul ăsta. Și Olguța pe sistemul ăsta vine și ne povestește, băi, zice, am plesnit un spital la Craiova, dă, n-ai văzut, frate, ministreasa de la muncă, știi? Și pe fondul nu se întâmplă nimic, e tăcerea asta extraordinară venită
de la sindicate. Mie băieții ăștia nu-mi plac și nu mi-au plăcut niciodată. Asta e viața, știi? Și o recunosc și o spun. Asta e. Acum nu neapărat trebuie să plac tuturor. E o liniște în zona asta extraordinară. Mă întreb. De ce, oare? Nu sunt... Trebuie să-mi fac mea culpa. Fă-ți. Bun, fă-mi mea culpa. Ce ai făcut? Comunicat de presă de la PSD, fii atent, monitor aici, în pagina 5. Păi da, am zis PSD Suceava. În timp ce deputatul Bolan denigrează guvernul, noi continuăm să respectăm programul de guvernare. Constantă, da. Birou de presă. Da. Birou de... Da, semnat birou de presă. Deci eu sunt fascinat de comunicare de genul ăsta. Birou de presă. Și știi ce... Știi ce... Scaunul din birou de presă. Știi? Semnează masa din birou de presă, da. Din sau ăla, cum se cheamă ăla pe care se ține la birou de presă, din ăla, din la cum când dau comunicatele, când fac conferințe de presă. Ăla pupitru de la pupitru birou. Ăla, da? Așa, eu aștept pupitru. Ca PSD-ul să semneze semnat. Dar știi care pupitru care pupitru din birou de presă al PSD-ului, măcar să care... Să vedem și noi ce mobilier a spus acest lucru. Ex birou de presă. Băi, da, câtă prețiozitate. Birou de presă. Așadar, dar mai noi, noi care? Noi, biroul de presă. Da. Băi, băieți, măi, dar constatăm că deși până acum domnul nu a admis că guvernul își respectă promisiunea legate de mărirea pensiei, data aceasta recunoaște, având în vedere, îl informăm. Cine? Noi, biroul de presă. Da, ai văzut faza? Cea mai tare a fost că de la acest birou de presă, acest birou de presă a venit o informație care a zis: "Ai, mă, că vă plângeți cu acciza." Bă, nu e chiar așa de urât, știi? Și a venit povestea asta de la organizația municipală a PSD, care încerca să liniștească cetățeanul și să-i spună: "Băi, ăla 40 de bănuți pe care 40-45 de bani pe kilogram influența motivată de acciză, nu e mare lucru." Oare noi? Oare nu-i că te duci la pompă și zici: "Bă, dar cât dau în plus, mă, dau 50 de bani." De cât e 50 de bani? O jumătate dintr-un leu, da? Mă, și dau 50 de bani și, păi, dacă dau, dacă plătesc la pompă, dacă trebuia să plătesc 100 de lei, cu cât plătesc mai mult? Acum, zic și eu. Cu 5 lei, cu tare, cu 10 lei, cu... Și zici: "Bă, tată, dar de ce să dau, mă? Că puteam să dau mai puțin, că puteam să dau mai mult, că puteam să fac, că puteam să trec." Tot felul de întrebări de-astea întrebătoare. Știi? Numai că băieții vin și ne liniștească și ne spun: treaba e bună. Treaba e bine, are să fie bine, pentru că n-are să fie rău. Mihai. Da? Cred că s-au gătit. Nu. Nu? Mai ai încă ceva? Este pagina 8-9. Din care? Neaghiți, îmi plăcă o fofârlă pe aici. Căci că în Crai Nou se pleacă de pe prima pagină cu Ciocănești din nou festival, continuare în pagina 16. Și în pagina 16 se numează Alin Dima, care nu a fost la Ciocănești, cu sabia lui Ștefan cel Mare. Neaghiță, dar m-am dus rapid pe interior. Și mă uit pe interior. Capă butelie. Deci, capă butelie. Pagina 8, pagina 9, două pagini în color, foarte faine, scrise de Ciocănești din nou festival. Fain. Vezi? Da. Și s-a ocupat același Alin Dima, nu bănuiesc, nu? Justin B. Ah. Scuzați, adică am întrebat. Nu poate domnul Dima să ducă... Să le ducă chiar pe toate. Atâtea evenimente, da? Precum ca domnul Orban. Sigur că sacul cu probleme. Doamne, uite aici, hai că mai zic o dată, că mi-e drag. Președintele Ludovic Orban pleacă de la Suceava cu bagajul plin de probleme ridicate eliberare din județ. Acum, asta spuneam și eu. Acum asta îmi dau seama de ce a avut nevoie de atâta suite, de atâta alai. Că era greu și să bagaj de probleme a ridicat Suceava. Adică fiecare a plecat fiecare de o tortiță. Băi, băieți, hai repede că avem niște probleme. Puneți mâna să le ridicați de aici. Ăla i-a zis de drum, ăla de cutare. Băi, deci a fost. Deci se duce Orban, îți spune, uite așa face, apă rece, ligheanu, prosop la gât. Cum rezolvăm noi cu parcul Șipete? Că mi-a dat eu un lungul de la Suceava acest proiect. Deci eu uite așa să frământă, să când pe o parte, când pe alta. Hai să-l vezi că o să apară și o spui: "Băi, frate, după uite, care chiar s-au pus." Ce? Da. Știi ce faci? Hai, da. Îl sună și spune: "Domnul Bălan, da, veniți puțin, vă rog frumos, pe la mine, că eu sunt impotent din deci, perspectiva asta, că nu are cum." Nu impotența la care te gândești tu, impotența parlamentară. Deci eu nu sunt parlamentar. Este un băiet care stă la partid și dacă vine un parlamentar de acolo... E președinte, și pentru că președinte spune: "Băi, deci te ocup matale de problema asta, te ocup matale de problema asta." Adică așa e normal. La fel de manager. Voilà. Mihai, mulțumesc pentru povestea din dimineață. Să rămână, mulțumesc pentru că așa o zi frumoasă și chiar frumoasă din toate punctele de vedere. Doar să mai spun că pe 16 august s-a născut în 1821 matematicianul britanic Arthur Cayley, ca creator al calculului matricial. Deci un tip Cayley, care se numește, da? Arthur Cayley. Calculul matricial. 1823 s-a născut publicistul și om politic Alexandru Urmuzache. În 1920 s-a născut criticul literar și publicistul Virgil Ierunca și în 1977, astăzi, 16 august, a încetat din viață cine? Ia de vedea dacă știți.
Aoleu. Eu știu că m-am uitat în gazetă. Aoleu. Elvis Presley. E rău. Elvis Presley. E de rău de ce? E de rău. Ce-am am primit de la poliția Suceava un mesaj acum. La Bunești, mașina în care s-aflau problemele ridicate de suceveni la domnul Orban, din suita domnului au făcut pană și s-au împrăștiat. Dragii mei, mulțumesc. Toate problemele sunt împrăștiate pe E85. Nu mai e nimeni să le găsească, nu știu ce se întâmplă. Toată lumea acum le caută, le găsește, e zona potrivită, o să fie din nou contabilizate și o să ajungă la București. Mulțumesc, Mihai, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei, pentru că asta și-am povestit. O zi frumoasă astăzi, erau 17 grade de dimineață, urcăm pe la 27-28. Să aveți parte de zile frumoase în continuare. Vine weekendul, că vrem, că nu vrem. Ne revedem mai săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine. Dorel, la revedere.